Salutări! Numele meu este Tiberiu Anghelina și sunt Product Owner Blato Performant. Astăzi vreau să-ți povestesc despre Google Ads Linker. Cui se adresează, cum îl folosești și, în ultimul rând, de ce este necesar. Google Ads Linker este funcționalitatea adresată tuturor afiliaților care au campanii de Google Ads direct către site-urile advertiser. Așa că, dacă ești afiliatul performant care promovează advertiserii prin Google PPC, Google Ads Linker trebuie să devină cel mai bun prieten al tău din tu performant de acum încolo. Hai să vedem cum funcționează. Google Ads Linker îți va oferi toate elementele necesare pentru ca atribuirea și raportarea aferente campaniilor de Google Ads prin afiliere să funcționeze în condiții optime. În zona Tools, sub Quick Link, vei găsi un nou tab Google Ads Linker. Pentru acest demo vom folosi un advertiser de test și un mediu de test, dar pașii pentru funcționare vor rămâne în mare aceeași. Din nou, foarte important, nu folosiți linkurile pe care le folosim noi acum, sunt doar niște linkuri de test. Pentru un advertiser de test, totul se află pe un mediu structurat de test. Să zicem că vrem să promovăm acest hoodie with logo, acest produs hoodie with logo de la advertisertest.eu. Suntem deja afiliați în programul de afiliere advertisertest.eu. Ce vom face? Vom copia acest link, îl vom adăuga în uh, Google Ads Linker și apăsăm pe butonul Create. Google Ads Linker îți oferă toate informațiile pe care trebuie să le adaugi în setarea reclamei de Google Ads. Avem uh, Final URL, Tracking Template și Final URL Sufix. Și uh, ne uităm după Final URL, îi dăm Copy și mergem în setarea reclamei de Google și îi dăm uh, Paste din nou în, uh, în spațiul dedicat, în spațiul de Final URL. Mai departe, tracking template, îl luăm copy și paste în spațiu de tracking template. De asemenea, luăm final URL suffix, copiem și îl punem în spațiu dedicat de final URL suffix. Toate aceste informații sunt din nou într-un mediu de test. Nu vă luați neapărat după textele reclamei, au fost scrise doar în scopul de a avea niște informații adăugate în spațiile respective. Câteva informații despre cele trei elemente și anume final URL este, va fi disponibil tot timpul, doar că pentru campaniile de DSA, acest final URL nu este necesar, DSA-ul având final URL-ul URL automat. Mai departe, tracking template-ul este necesar pentru toate campaniile de Google Ads, ce este diferit față de QuickLink este că în cazul tracking template-ului are landing page URL și Google Click ID presetat ca și variabile în cod, aici în, în final, redirect-ul și ST egal, veți găsi aceste variabile specifice Google Ads care ar trebui să vă ajute în procesul de tracking și analiză a conversiilor. Iar vorbim despre ultimul, final URL sufix. momentan pot exista campanii fără final URL suffix, În acele situații nu va apărea acest câmp deloc, dar uh, nu vă faceți griji, tracking-ul funcționează în condiții bune oricum. De asemenea, pentru mai multe informații cu privire la Google Ads Linker, uh, avem uh, o zonă de guides, o pagină dedicată de guides uh, cu uh, mai multe informații și amănunte. Scrie coming Sun dar uh, odată ce vezi acest video înseamnă că noi am activat uh, am activat Google Ads linkerul și uh, pe această pagină nu va mai scrie, scrie, coming soon. Hai să vedem mai departe de ce este nevoie de Google Ads linker. În mod normal, în momentul clicului, userul trece pe la serverul TuPerformant performant și uh, acesta se ocupă de trei lucruri importante. Plasează un cookie, redirectează userul către site și adaugă URL-sufixuri la pagina de redirectare. Focusul nostru este pe URL sufixuri. De ce? URL sufixurile au multiple roluri în contextul marketingului digital. Au rol de filtrare în pagină, astea sunt mai degrabă uh, informații legate de SEO și UX, așa că nu intrăm în detalii aici. Au rol de raportare, și anume Advertiserii pot să vadă, structura traficul din diferite surse și poate să-l structureze mult mai bine. Au rol de atribuire, în regim first party, aceste sufixuri pot activa generarea de cookie-uri în regim first party. Principalul rol actual din tu performant al URL sufixurilor este acela de raportare, dar pe măsură ce Big Bear Update, adică first party attribution, va fi activat la advertiser, URL sufixurile vor avea un rol din ce în ce mai mare în procesul de atribuire. Ce face uh, Google Ads prin intermediul parallel tracking? Google Ads duce userul direct în final URL, care uh, trebuie setat obligatoriu în momentul pregătirii unei campanii de Google Ads, fie că este setat ca ceva automat, fie că îl completează userul de Google Ads. Google Ads trece userul și pe la serverul tu performant care plasează cookie, dar nu îi mai permite serverului tu performant să pună și URL sufixuri, pentru că îl rulează în fundat. Din acest motiv, trebuie setat final URL sufixul separat în momentul pregătirii campaniei de Google Ads. Singura locație din care poate fi luat finalul su sufixul aferent fiecărui advertiser to performant este Google Ads Linker. Astfel că Google Ads Linker trebuie să devină cel mai bun prieten al afiliaților care au campanii de Google Ads. Bun, am trecut prin toate informațiile legate de Google Ads Linker în mare. Pentru ceva mai multe amănunte cu privire la Google Ads Linker, îți recomand să parcurgi ghidul Google Ads Linker, disponibil în pagina Google Ads Linker din contul tău tu Performant. Desigur, acel link îl vei găsi și în descrierea acestui video. Dacă ești afiliatul Performant și rulezi campanii de Google Ads, ai două lucruri de făcut. Primul lucru, de acum încolo, atunci când setezi o campanie nouă de Google Ads, folosește toate informațiile din Google Ads Linker pentru advertiserul aferent. De asemenea, al doilea lucru pe care l-ai de făcut și anume pentru advertiserii pentru care rulezi deja campanii de Google Ads, este foarte important să actualizezi acele campanii cu informațiile găsite în Google Ads Linker pentru advertiserii respectivi, în special zona de final URL sufix. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Tiberiu și uh, pentru orice alte întrebări neclarități uh, cu privire la Google Ads linker, eu și colegii mei, îți stăm la dispoziție pe support.arontuperformance.com.